Credeți în predestinare, în privința căsătoriei sau ce ziceți despre versetul fiecare să căsătorească în Domnul cu cine vrea? E tocmai în continuare la ceea ce noi vorbeam. Nu e vorba despre o predestinare care să facă abstracție de dorințele, de voințele și de natura ta. Dacă e vorba să te ajute Domnul în căutarea unui partener de viață, înseamnă să-ți dea ceea ce ți s-ar potrivi. Dar cum aminteam înainte, dacă, de exemplu, o fată sau un băiat nu vrea, Dumnezeu poate să-ți rânduiască pe altcineva. Și Dumnezeu vă poate ajuta să vă potrivi. Sau dacă, de exemplu, se întâmplă, cum am dat cazul fratelui de la Luncan, moare un partener de viață, Dumnezeu poate să-ți rânduie pe altcineva, într-o căsătorie fiind văduv. Deci nu se pune problema sub formă de predestinare, că trebuie neapărat să te duci la soartă. Nu, se pune problema că Dumnezeu vrea să te ajute prin starea de spiritualitate care o ai, prin asistența, călăuzirea care ți-o dă, dar Dumnezeu îți oferă libertate de plină. Că însăși versetul acela în 1 Corinteni 7 spune să căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Deci ai libertate, dar Dumnezeu îți acordă asistență. Și nu-i deloc indicat să faci lucrul ăsta fără Domnul. Zice în Iacob 4, ascultați voi care ziceți la versetul 13, a sau mâine ne vom duce într-o cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie. Voi ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul. Adică pentru un an de negustorie nu-i bine să faci dacă nu vrea Domnul, dar pentru o viață de căsătorie, să faci fără Domnul. Poți să faci, că ai libertate, numai apoi trebuie să înveți lecții de la stele.